care ești în ceruri, mulțumim pentru această zi minunată, să mulțumim că am putut veni în casa ta, te rog să ne binecuvintezi, să ne dai sănătate, să mulțumim că suntem cu tine astăzi și în veșnicii, te rog să ne ajuți să fim mai buni și mai dăruitori cu ceilalți, te rog să ne ajuți să fim în continuare cu noi, îți mulțumim că tu ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru și ești tot timpul cu noi, te rog să ne duci mai departe în această viață și să fim cu tine, îți mulțumim Tatăl Sfânt, amin. Amin. Doamne Iisuse, venim de tine, Doamne, și să mulțumim că ne-ai păzit, Doamne, de accidente, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai ajutat să venim aici, Doamne. Îți mulțumim că putem să te lăudăm, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că avem o familie, Doamne. Suntem așa de sănătoși, Doamne. Ajută, Doamne, și pe cei sărași, Doamne Iisuse. Te rog, Doamne, ajută-ne să te slăvim, Doamne Iisuse. În milă de noi, Doamne. Vește de ce. Amin. Tatăl în cerul, venim încă toate la picioarele tale, să-ți mândim mai tot viața de frumoasă și că ai avut grijă de noi, ne cuvintează-ne tu cum știi tu mai bine, să fim noi pentru familia noastră și ajută-ne să fim sănătoși. Amin. Amin. Doamne, să mulțumim că te ajută să fim cu mine la biserică, te rog, binecuvântează fiecare copil și om din această încăpere, te rog, ai grijă tu de noi și iartă-ne pentru orice greșeală ce-am făcut-o. Amin. Amin. De toate care vrea să facă, ce a spus Dumnezeu care vrea să facă? Că nu exista nimic. Ar vrea să facă lumea. Lumea, perfect, foarte bine răspuns. Ar vrea să facă lumea. Și a început, așa cum e orice început, cu un om. Cu cine? Cum se numea acel om? Adam. Adam. Și după Adam? Eva. Și iată, a făcut un bărbat și o femeie. Și cei doi, când s-au văzut, au fost foarte fericiți. Înainte de aceasta, Dumnezeu a făcut încă ceva. Pentru că Adam și Eva nu puteau să plutească în aer, Dumnezeu a făcut pământul acesta, l-a îmbrăcat cu iarbă, cu pomii aceștia verzi, roșii, galbeni, de toate culorile, a făcut să iasă din pământ flori care miroseau frumos, cum miroase și astăzi, dar astăzi nu mai miroase așa frumos ca atunci și au mai pierdut din miros. A făcut animalele, a făcut păsările, cerul albastru, norii, a văzut vara, când este senin afară celui albastru, norii sunt albi, așa de frumos. Și apoi a zis să fac om, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Așa a zis, noastră. Adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și s-a pus să-l facă pe om. Și un lucru foarte important pe care voi trebuie să știți, este că atunci când s-a pus să-l facă pe om, Dumnezeu a făcut câteva lucruri pe care vreau să vi le spun acum. Din ce l-a făcut pe om? Din țărână. Din țărâna pământului. S-a plecat jos, probabil, a luat țărână, pământ, da? Și a început să-l modeleze pe om. Dar nu cum faceți voi când mergeți la iarbă verde și e nisip pe jos și luați nisip, puneți niște apă și faceți așa castele. Ați făcut vreodată așa ceva? Da. Nu așa. Ci din componentele pământului, calciu și magneziu, eu știu câte, fier și câte mai alte lucruri, le-a așezat într-o anumită formă, încât a ieșit ceea ce vedeți oarecum astăzi. Dacă vă uitați la voi, nu semănați deloc cu pământul, așa e? Dar toate elementele chimice care sunt în voi, nu știu dacă mă înțelegeți ce zic acum, toate elementele chimice care sunt în voi se află în pământ. Cu alte cuvinte, e ca și când s-ar apuca mama să facă o prăjitură. Scutură pomul, pică niște mere, ia grâu, îl macină, face făină sau se duce la magazin și o cumpără și începe să lucreze la ele. Pune niște apă, pune niște drojdie, mai niște gălbenușe de ou, de la găină, da? Amestecă aluatul, după aia merele de curăță de coajă, de rade sau eu știu ce mai face, le pune într-o anumită formă, că după aceea, când e gata totuși miroase așa de frumos, nu mai seamănă deloc cu grâu de pe câmp, nici cu făina de la magazin, nici cu copacul cu mere, așa e că e așa? Mai nu mai seamănă deloc și e atât de bun. E tot așa a făcut și Dumnezeu. A modificat pământul acela care l-a ridicat în mâinile sale, l-a modificat și așa l-a plămădit, așa a făcut încât l-a făcut pe om. Probabil că a început cu capul și l-a creat pe om așa pieptul, apoi brațele, apoi trunchiul acesta pe care l-aveți și voi, picioarele, fiecare detaliu, culoarea ochilor, totul era de acolo, din pământ. A luat colorant, a luat tot ce trebuia să-l facă pe Adam și pe Eva un bărbat și o femeie deosebit de frumoși. Acum, ceva ce poate n-ați știut. Știți de ce l-a creat așa?
știți? Ca să fie după chipul și asemănarea lui, a zis la început. Noi semăneam foarte mult cu Dumnezeu la trup. Da? Și trupul acesta are niște însușiri. La ce bun păr de pe cap? Să dea un aspect frumos. Și ați văzut că sunt diferite culori. Unul e brunet, altul e șaten, altul e blond. Uite, Vlad e un pic așa spre blond. Da? Ochii nu-i avem toți la fel. Unii au ochii negri, unii albaștri. Verzi. Căprui. Toate culorile. Unii am văzut că au albastru cu roșu. Foarte frumos. Culoare foarte frumoasă. Iris, așa e cu picățele. Așa, foarte frumos. Da. Dar un lucru despre care vreau să vă zic în seara asta, un lucru foarte important, la ce au fost de folos sau ce s-a gândit Dumnezeu atunci când l-a făcut pe om? Ce ziceți voi? Părul a fost să-i dea un aspect frumos, da? Și lui Adam și lui Eva. Și mai mult decât atât, vara când bate soarele, să nu te bată la creieraș. Părul este ca un velitoare, ca un fel de paravan. Iarna, când umbli fără căciulă, că nu-ți place, că râd oamenii de tine, părul ține de cald. Sunteți de acord? Ia vedeți dacă vă tundeți chiar iarna și vă ninge pe cap să vedeți cum e. Dumnezeu s-a gândit la toate aspectele, la toate. Genele acestea rețin praful care trece, nu lasă să intre în ochi. S-a gândit la fiecare detaliu, unghiile de la mână, tot, la fiecare detaliu, fiecare celulă. Dar pe lângă toate acestea s-a gândit la un lucru foarte important. Și acum am nevoie de un voluntar să vină aici în față. Cine ar dori? Uite, de exemplu, aleg pe Vlad. Hai aici lângă mine. Dar e foarte important, nu vă râdeți. Foarte important. La ce folosesc mâinile acestea? La ce folosesc? Unii și le țin în buzunare. Spune. La lucrat. La lucrat, da. Dar ce să lucrez eu cu Vlad? Ce să lucrez? Să-mi aranjez pe al meu, că nu o să el și le aranjează pe al meu. Să ne îmbrăcăm. Sunt foarte bune mâinile la îmbrăcat. Dar mai e ceva. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, nu l-a făcut cu două mâini doar pentru el însuși, ci l-a făcut cu două mâini și pentru cei din jurul lui. Voi nu vă folosiți mâinile și la cei din jurul vostru? De exemplu, când cineva este trist, să zicem că Vlad este trist, ce aș putea să fac cu mâinile? Cum? Vedeți la ce sunt bune mâinile? Că noi ne gândim, am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi ne gândim doar așa că, ca într-o poză, am fost făcuți așa ca să semănăm cu cineva. Dar mâinile sunt foarte importante. Ce am mai făcut eu mai înainte cu mâinile? Am cântat. V-ați bucurat când am cântat? Ia să vedeți cum sună o cântare fără chitări. Nu sună chiar așa bine. Spune ce vreți să spui. Da? Da, și bune și rele, dar Dumnezeu s-a gândit doar la cele bune. De exemplu, dacă eu sunt căzut jos, m-am împiedicat, am căzut jos și mi-am rupt piciorul. Ce ar putea să facă Vlad cu mâinile? Să te ridice. Vedeți voi, când Dumnezeu l-a creat pe om, s-a gândit că tu, Răzvan, și cu tine, și cu tine, vă veți folosi mâinile ca să-i ajutați pe cei din jurul vostru. Noi putem să facem cu mâinile și alte semne, așa, putem să facem oricum, sau putem să le ținem în buzunar atunci când cineva are nevoie de noi, să zicem, eu nu te ridic. Ce mai putem să facem cu mâinile? Să stau în timpul de rugăciunii, să mă deranjeze cineva. Da, foarte important, foarte important. În timpul rugăciunii nu ne împinge unii pe alții. Avem o postură, da? Frumoasă. Bună ca să ne putem ruga. Voi vă folosiți în timpul săptămânii mâinile ca să-i ajutați pe cei din jurul vostru. Da? Vă folosiți mâinile. Nu numai pentru voi și vă să vă îmbrăcați, să vă coafați, nu, ci ca să-i ajutați pe cei din jurul vostru. Faceți lucrurile acestea. Bun, acum mai am nevoie de Vlad aici. Bun, dar ce credeți că e bună gura? Să vorbim. Să? Să ne rugăm. Da, am înțeles, eu așa am înțeles că să ne lăudăm. Nu-i bine, da? Spune. Să vorbim altora despre Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, știți la ce s-a gândit? La lucrurile astea. Că gura lui va vorbi despre el.
Uite, Iisus este Creatorul meu. Voi vorbiți despre Iisus cu gura. Că toată ziua vorbiți, de dimineața până seara, dar despre Dumnezeu vorbiți? Voi împliniți planul Lui pe care l-a avut în minte Dumnezeu atunci când l-a creat pe Adam. Împliniți planul Lui. Că El atunci când l-a creat pe Adam și-a din țărâna pământului și l-a modelat și a făcut și acolo o gură ca să semene cu El, dar și ca să vorbească ca El. A fost un lucru foarte important. Spune. Sunt mai mulți oameni care, mai ales când se enervează, zice, of, Doamne. Of, Doamne. E bine că zic așa. Nu. De ce? Iau numele Domnului de șer, porunca a treia, foarte bine. Da, te rog. Da. Da, așa este. Acum, vreau să vă mai zic ceva. La ce mai este bună gura? Să comunicăm între noi. Vedeți voi, sunt acum pe internet tot felul de site-uri din astea de socializare și oamenii comunică, dar nu-și mai folosesc gura. Comunică cu vârful degetelor, cu litere, cu poze, dar nu cu gura. E un mare rău că oamenii nu mai vorbesc personal unii cu ceilalți. Când Vlad este trist și necăjit și îngrijorat, e foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă în viața lui. Ce pot să fac eu cu gura? Să-i spun o vorbă bună. Știți ce înseamnă binecuvântare? Ați auzit de binecuvântare? Să cuvântezi, să vorbești de bine. Iată la ce s-a gândit Dumnezeu când l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Și mergând de la cap mai jos, am vorbit despre ochi, despre gură, despre mâini, picioarele. La ce credeți că sunt bune? Ca să mergem unde? Și de ce astăzi suntem așa de puțini? Picioarele altora unde i-au dus? La joacă. Vedeți? Când Dumnezeu l-a creat pe om, la ce s-a gândit când i-a făcut picioarele? Omul ăsta va umbla acolo unde? Trebuie. Și de fiecare dată când facem așa, semănăm cu? Cu Dumnezeu. Și de fiecare dată când nu facem așa, semănăm cu? Celălalt, nici nu-i spune numele. Și-a mai făcut ceva în om. A mai făcut ceva aici, pus în partea stângă. Inima. Și zice că de acolo ies multe din lucrurile care nu ies pe gură. Din inimă, zice. De acolo ies. Vorbele bune sau răutățile, bârfele sau bine cuvântările. Toate ies de acolo. Și ce credeți când a început inima să bată? Pentru că omul creat avea doar o formă. Ochii lui nu puteau să vadă, gura lui nu putea să vorbească, mâinile nu se mișcau, picioarele nu se mișcau, era doar din țărână, atât. E ca și cum ați face voi un castel și v-ați uitat la el. Și nu se întâmpla nimic. Și inima nu bătea. Când credeți că a început să bată inima? Te rog. Când i-a făcut nasul și gura. Când i-a făcut nasul și gura. Nu trebuie să râdeți, da? Are pe undeva dreptate. Da. Spune că Dumnezeu s-a plecat asupra lui Adam când era încă acolo întins, probabil jos pe pământ, s-a uitat la el, a zis toate detaliile sunt perfecte, este exact ce am vrut să fac, doar că n-are viață, nu mișcă. Și spune că s-a plecat asupra lui și a suflat în aer și suflare de viață. Dintr-o dată inima a început să-i bată, sângele a început să curgă și din momentul acela Adam a început să vorbească, să vadă, mâinile lui să îmbrățișeze, gura lui să binecuvânteze, picioarele să ducă să umple alături de Domnul Iisus. Până atunci nu s-a întâmplat nimic. Mulțumesc, Vlad! Mulțumesc! Înțelegeți acum la ce s-a gândit Dumnezeu când l-a creat pe om? Ați înțeles? Că omul acela când se va ridica de jos va face numai bine, numai lucruri bune. De pe buzele lui nu vor ieși cuvinte rele niciodată. Ochii săi nu vor privi unde nu trebuie niciodată. Picioarele nu-l vor duce în prăpăstii și nici să cadă în canale și nici să dea cu piciorul unul în altul, cum am văzut că se practică.
mâinile lui nu știu decât să îmbrățișeze sau să se întindă, să dea mâna pe cineva, așa cum dăm noi mâna când venim aici, în casa de rugăciune. Și așa de frumos era. Dar spuneți-mi, cine nu reușește să facă lucrurile astea? Mâinile nu și le folosește la lucruri de felul ăsta. Pe gură nu poți să iasă vorbe bune. Nu poate. Seamănă cumva cu Adam înainte de a prinde viață. Nu. Seamănă cumva. Adică nici el nu putea. Câtă vreme era mort, că era mort. Întâi era numai din țărână. Da? Era... Nu mișca. N-avea viață în el. Nu putea să facă nimic. Dacă astăzi vreunul dintre noi nu poate să facă lucrurile astea, nu seamănă cumva cu un mort. Seamănă. Nici morții nu pot să facă. Poate că nici noi nu putem să facem. Vedeți, planul lui Dumnezeu este ca fiecare dintre voi, dacă nu s-au obișnuit până acum, să învețe să facă lucruri frumoase. Ce facem cu mâinile? Repede, ne ajutăm. Ne ajutăm pe noi cine l-a îmbrăcat și ajutăm și pe cei care nu pot să se îmbrace. Cine îmbracă pe fetița mică? Aveți surori mici. Ați avut? Mici, de un an. Da. Da? Da. Cine? Mânuțele ei, ea nu a reușit niciodată să se îmbrace singură. Nu știam. Și voi, ce ați făcut cu mânuțele voastre? Ați ajutat-o. Dar vedeți că nu trebuie să oprească acolo ajutorul. Și când veniți aici, oriunde mergeți, când vă priviți mâinile, ia priviți-vă mâinile acum, fiecare. Ce ziceți voi? Sunt mâini care pot să facă mult bine. Da? Pot să facă mult bine mâinile voastre. Pot? Da. De fiecare dată când vă mai dați la mâini să vă aduceți aminte, acum trebuie să fac ceva bine, să mai facă. Ia uitați-vă la picioarele voastre. Unii nu vă aștept să fac ucii, dar asta este. Dar de aceea sunt bune mâinile, ca să ștergem papucii. Ce ziceți, picioarele pot să vă ducă unde trebuie? Da. Pot, dacă vreți. Și când? Dacă vreți, da. Dar la gură nu puteți să vă uitați. Da, poți. Ce spui? Ce spuneți voi? Cu buzele voastre, cu gurile voastre, ați putea să spuneți o vorbă bună celui de lângă voi? Da? Da. Sigur? Da. Tu ai putut, Paul, să-ți vezi gura, dar ar vrea să tu și auzi. Să auzi de fiecare dată vorbind numai lucruri bune. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragilor, concluzie. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Și asta înseamnă că atunci când v-a creat, v-a creat și s-a gândit la un lucru. Ochii vor sluji să se uite bine, nu să stea înfruntat. Gura acestui om va sluji la a binecuvânta pe cei din jurul lui. Mâinile sunt numai bune pentru a ajuta pe semenii săi. Picioarele numai bune pentru a alerga să salveze pe cineva. Inima la ce e bună? Că n-am spus nimic. La ce e bună inima? Știți ce face inima? Iubește. Pompează sânge, da. Dacă inima se oprește, s-a oprit totul. Dar vreau să vă întreb ceva. Știți ce mai face inima? Iubește. Cum? Iubește. Iubește, poate, da, poți să iubești din toată inima ta. Dar mai facem cu un lucru. Poate. Când faci pentru prima oară un rău, știți ce face inima? Nu mai bate ca de obicei. Bate tare, tare. E speriată. Inima e mai sensibilă decât capul câteodată, decât noi. Noi când facem un rău, poate că ne bucurăm, dar inima nu se bucură. Și pentru prima dată când păcătuiești, inima bate tare, 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 tare. Când ai spus prima minciună, foarte tare. Când o spui pe a doua, deja... deja după a cincea, a șasea, a zecea minciună, nu mai bate tare. Ați observat lucrul ăsta? Bate normal. Și nu mai dă niciun semn. Să știți că inima e foarte bună dacă o asculți. De azi înainte, când veți merge oriunde veți merge, și veți merge acasă, și la școală, și la biserică, și unde veți merge, nu uitați că voi ați fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu cu un scop. Nu numai ca să semănați așa ca două poze, ci ca să și faceți în fapte ce face Dumnezeu. N-ar fi frumos să se întâmple și treaba asta? Unii arătăm foarte bine. Foarte bine arătăm unii. La față, la trup. Ați văzut că nici lucrează și mușchii arată super.
Doar că cu mâinile nu pot îmbrățișa pe nimeni, cu gura nu pot încuraja pe nimeni. Inima nu mai bate tare când face rău și picioarele nu-i duc unde ar trebui. Aș vrea să ne rugăm o singură persoană, cineva, să se roage pentru noi toți, ca planul acesta lui Dumnezeu să se poată întâmpla. Pentru asta ne rugăm, nu pentru altceva, Răzvan, da? Pentru că ce s-a gândit Dumnezeu atunci când l-a creat pe Adam, pe Eva, și după aceea ne-a creat și pe noi, să se împlinească. Răzvan, te rogi tu pentru noi? Haideți să ne ridicăm atunci. Și Răzvan să-l rog. Tatăl Vinicelul, îți mulțumim pentru această zi frumoasă și că ai avut noi. Aștept-ne să meargă picioarele noastre unde trebuie, gura să vorbească numai lucruri bune și să nu ne batem și să nu jurăm. Amin. Amin. Dragilor, e pregătită camera de sus. Mergem sus și mergem. Auzi, dragul oamenilor, să zică ochi, Elena. Mama, ia-ți un capăt. Gata. Ok. Deci am terminat. Mama, ce fain sunt alea. Ce mulțumim. Doamne, mulțumim de așa zi frumoasă. Mulțumim că ne-ai dus cu bine în casa ta. Te rog, ai grijă de noi și la plecare. Te rog, binecuvântează fiecare copil și adult în casa ta. Și te rog, ai grijă tu de noi și fă-ne să fim cătăpărăște copiii tăi. Amin. 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 Doamne Iisuse, binecuvântează și îți mulțumim pentru ziua aceasta. Ajută-ne, Doamne, să nu pățim nimică când ne întoarcem la noastră, Doamne. Îți mulțumim pentru că avem o familie așa de minunată, Doamne. Mulțumim că ne-ai făcut copiii tăi, Doamne. Ajută-ne să spunem mai departe despre tine. Și ajută-ne să fim mai curinți, Amin. Amin. Tată bun care ești în cer, îți mulțumim că în această seară am putut să ne adunăm într-un număr așa de frumos aici. Îți mulțumim, Doamne, că m-am simțit bine și că am putut să învățăm despre tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru fiecare lucru pe care tu l-ai creat și îți mulțumim că ne putem bucura de el. Îți mulțumim pentru felul în care ne-ai creat și pentru că tu ne arăți în fiecare zi că ne iubești. Vă rog, aștept să fim un exemplu pentru cei din jur și să facem totul așa cum tu dorești. Numele Domnului Iisus, ne rogăm și îți mulțumim că ne iubești. Amin. Amin.